Bună ziua, dragii mei, sunt Arotella cu o nouă etalare la alegere despre cum va fi următoarea întâlnire dintre voi doi, când va fi, rămâne de văzut, dar cum va fi și probabil că o să mai facem ceva de genul ăsta, să mai primi informații. În primul și în primul rând, haideți să vedeți seturile de cărți și pietrele, da? Acvamarinul, cuarțul alb și cred că e carmelion. Sau cum eu zice, nu mă pricep la pietre, poate voi sunteți mai pricepuți la capitolul ăsta, da? Am încercat să le asociez în așa fel încât să dea bine cu seturile de cărți, da? Haideți să le pun și un pic mai. Îl vedeți? Pe acesta îl vedeți mai bine? Ia să le punem așa fel încât. Vedeți? E mai cald, adică e foarte cald. Așadar. Puneți pauză, vă alegeți, eu mi-așez între timp. Așa, camera. Voi gândiți-vă între timp, da? Cum va fi următoarea întâlnire dintre voi și Xulescu? Trebuie să studiez exact unde pun eu cărțile. Începem cu numărul 1, da? Am mai spus-o de-a lungul timpului, probabil că știți, acvamarinul ăsta cu albastru închis și albastru deschis, simt că are legătură și cu mintea și cu sufletul, adică apă și aer. În timp ce am amestecat cărțile, m-am gândit să spun, să nu spun. Hai să spun ce am văzut prima oară. Am văzut 10 de monede, care pentru mine înseamnă o relație stabilă sau un job stabil, cineva care are ori foarte mulți bani sau suficienți de mulți cât să se simtă stabil, stabilă, ori 10 de monede pentru mine înseamnă și o familie tradițională. Posibil unul dintre voi să fie căsătorit, celălalt, voi știți cum sunteți, dar unul sigur e căsătorit, sigur, în principiu. Sau măcar căsătorit cu banii, cu tradițiile. Am mai văzut astfel de cupe și soarele. Teoretic ar trebui să fie unul dintre voi să fie trezit spiritual și vindecat sau rămâne de văzut dacă aceste cărți care vor apare în acest moment, în această etalare, susțin ideea de bucurie, de fericire. Rămâne de văzut, nu vreau să vă creați iluzii, dar v-am transmis. Câteva mesaje. Ce am mai văzut în timp ce am amestecat? Acum am păstrat totuși din câte au venit. Am păstrat împărăteasa. Văzusem. Adu-mi aminte. Faetonul. Și diavolul. Faetonul lăsa în urmă niște situații neplăcute, gen 4 de spade, 4 de cupe, chestii. Nu mai știu exact suita de cărți, dar lăsa în urmă ceva ca să meargă înspre stea. Însă stea era prinsă între acest diavol, această tentație și regele de monede. De-aia am zis, unul poate este nu neapărat căsătorit foarte pământean, celălalt este spiritual. Și atunci, poate nu întâmplător a apărut împărăteasa. Împărăteasa care vorbește despre creștere, despre abundență, dar și despre dragoste și despre valoare și stimă față de noi, în mod special energia feminină. Vedem cum se vor mai așeza. Interesant, apare justiția. Dacă, că tot am vorbit de aer și de apă, probabil că este aspecte în pești și în balanță, în hărțile voastre sau casa 12-a și a 7-a, da? Ca să înțelegeți. Cineva vrea să facă după o perioadă de tăcere, probabil că încearcă să echilibreze lucrurile. Rămâne de văzut dacă apare ceva de genul acesta, încât să înțelegem dacă întâlnirea este căutată cu lumânarea, că am văzut eremitul, da? Cineva, ia uite, sunt conflicte.
sau mai bine zis, vor fi niște conflicte. Conflicte legate de această întâlnire. Conflicte cum să genereze, cum să manifeste această întâlnire sau ceva probabil. Vedem ce alte cărți. Haideți să vedem. Situația, energia generală. Văd libertatea foarte frumos, calul. Cineva vrea să iasă dintr-o altă dimensiune și să manifeste libertate. Cred că este persoana trezită care își caută libertatea. Dar, numărul 1. Informații despre următoarea întâlnire dintre cei doi. Am văzut justiția. Justiția iar susține ideea de căsătorie, de contract pentru unii. Cum va fi? O informație, energia generală. Cum va fi următoarea întâlnire? Spiritul vostru în general. Spiritul vostru în general. Ok. Snow leopard. Goat. Se pare că că persoana respectivă, ce m-am bălbăit, dar nu e prima oară, așa că trecem peste, se întâmplă. Interesant că avem 15, iar diavolul. Probabil că acest personaj, până vă întâlniți, o să vă urmărească. Probabil că soarele, apropo de soare, 19, a înghețat fericirea, trezirea cuiva a înghețat, din niște motive pământene. Există și o ambiție a cuiva de a manifesta soarele, de a manifesta, nu să ai trezirea, cât bucuria. Ce mai văd? Observatorul, the watcher, sau observare, observești. Iar susține ideea că acest personaj v-a urmărit, chiar dacă este tăcere, chiar dacă a fost tăcere. Măi, se vede unde ține o carte, să știu unde țin carte, pentru că știți, dacă țin aici da. Deci probabil că a fost tăcere, dar apare și Snow, da, leopardul de gheață, de zăpadă, iar zăpadă, iar frig. Probabil că iarna asta, sau într-o iarnă, eventual după o perioadă de tăcere, pentru că tăcerea îngheață multe posibilități. Dar în această perioadă fiți convinși că vă urmărește. Dacă nu vorbiți, probabil că nu vorbiți cu acest personaj. Dacă nu vorbiți, să știți că vă urmărește. Interesant, ați ales albastru, văd ochii albaștri. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Spiritul vostru, spiritul lor. Puteți să inversați pozițiile, vedeți cum sunteți, cum rezonați. Opa. Iar probabil că e albastru un spirit. Libelula, jucăuș, concentrat pe exprimarea unei feminități, dar am senzația că e distorsionată. Și celălalt, ce spirit are? Dă-mi tu ca să nu ne... Opa, shark. Aer și apă, vedeți? Aer și apă, am zis eu. Unul este trezit spiritual tigru, celălalt încă fâlfâie în lumea sa întunecoasă. În lumea sa întunecoasă și de gheață. Dar interesant că această carte este similară într-un fel sau altul cu moartea, da? E o transformare emoțională, e o lună plină în spate. Întunericul prin care trece celălalt îl provoacă. Și poate nici nu are legătură doar cu voi. Sunt și alte situații în viața sa care îl provoacă să se transforme emoțional și mental, da? Pentru că e carte de aer, dar este și o lună plină, da?
celălalt este, manifestă binecuvântări și este trezit spiritual. Și totuși, asta nu înseamnă că dacă ești trezit spiritual, dacă manifesti binecuvântări, să te porți musai frumos cu cineva care te-a părăsit. Pentru că am zis, am văzut și eremitul mai devreme, sau să te porți frumos cu cineva care încearcă să jongleze între tine și altă opțiune. Da, nu, n-ai cum. Am senzația că acest rechin ar putea să reprezinte atitudinea unuia dintre voi față de energia aceasta în care unul tace, dar urmărește. Și nu e chiar, da? Da. Este schimbător, interesant. Celălalt apare ritualul, apropo, iau-te, ritualul și educația. Am zis, unul este trezit spiritual, dar asta nu înseamnă că dacă ești trezit spiritual, permiți oricui să vină, să plece când vrea și mai ales să te urmărească cu atâta ferocitate, eventual să încerce să te impresioneze. Nu simt atac, dar am văzut tigru și dacă ar fi, să zic, vreo chestie de genul acesta, am zis, voi sunteți trezit spiritual, voi, bănuiesc că voi care ascultați, că nu întâmplător ascultați tarot, căutați să vă dezvoltați cât de cât personal. În general, dacă sunteți la început, poate nu, dar dacă ascultați de mai mult timp tarotul, și la mine și la cei care fac etalări într-un stil asemănător, sunt convinsă că ați manifestat o oarecare creștere personală spirituală, măcar ascultând tarot. Pentru că tarotul nu te crește muzai spiritual, ci în funcție de cel care face tarotul și dorințele voastre, puteți crește spiritual. Deci, situația dintre voi. Situația dintre voi. 15. 15, am spus, este diavolul. Dar 5 și cu 1 este și 6. Sub aspectul... Sub un aspect decorativ, aș spune, că leopardul e foarte decorativ și frumos, e o felină, da? E o energie masculină, impresionantă. Există o tendință negativă, da? Acel liliac. Dați un pic să mai mă uit, ce mai zice? Da. Și unul și altul, chiar dacă celălalt încearcă să apară, am înțeles, unul dintre voi încearcă să apară drăgălaș, easygoing, da, nu neapărat ușuratic, cât amabil, însă, în spate, ori are niște motive ascunse, fiți atenți, și dacă intuiți, am zis, unul dintre voi este la fel de feroce ca acest leopard, energia cu care vine personajul vostru. Și dacă intuiți cu această lună, această energie negativă, bănuiesc că și voi veți avea curajul să-i înfruntați. Adică nu să-i tratați, nu să tratați situația ușurel. Nu, nu trebuie tratată ușurel. Pentru că am senzația că va fi... Repet, sub aspect decorativ 6, plăcut, frumos, în spate să fie o energie toxică, adictivă. Da. Mai dăm o informație, o carte, despre această întâlnire. Posibil să fie seara, dar nu obligatoriu, posibil să fie seara. Asta este o perioadă destul de rece. Fiți atenți, probabil că va fi în jurul casei voastre sau a lor sau a unei case. 27 să însemne ceva. Ori casa cu numărul 27, ori blocul cu numărul 27, ori eu știu ce, 72, eu știu ce. Pe lângă o casă. Dar fiți atenți la detalii.
Fiți foarte atenți la detalii, pentru că sunt niște lucruri ascunse, nu vedeți niște lucruri. În felul în care sunteți abordați, în felul în care se manifestă această întâlnire. Interesant, avem 19 și 18, lună și soare. Senzația că trăiți pe tărâmuri în dimensiuni diferite. În dimensiuni diferite. Interesant, la capătul setului de cărți, 9 de spade, griji. Grijile cuiva, cineva își face griji cum să manifeste valetul de cupe, o împăcare eventual. Hai să vedem ce alte cărți apar și apoi le legăm de celelalte pe care le-am văzut, da? Va fi după o perioadă de tăcere. Va fi iar casa 12-a a misterului. Am vorbit de apă și aer. Casa 7-a, eventual, și a 12-a necunoscutului. O să clarific. Loc. Reacția voastră. Reacția lor, mai întâi, atitudinea lor. Iar personajul acesta își face mare griji, care vine spre voi, cum să exprime niște scuze. Probabil că și voi v-ați făcut griji o perioadă, dar, repet, unul dintre voi, cred că voi, eu cred că voi, ați reușit să vă vindecați, că nu întâmplător am văzut eu steaua la un moment dat. Deci... cum se va purta acest personaj? O să mai clarific cum se va purta acest personaj. Cum veți reacționa voi? Clarificăm. Nu, mai o carte. Și finalul acestei întâlniri. Finalul acestei întâlniri. Sunt multe conflicte. Vor fi niște discuții destul de pertinente. Cum se va finaliza această întâlnire? Cinci de monede. Și 8 de spade. După cum arată cărțile, este posibil, nu pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi, după cum arată cărțile la capătul setului de cărți, regina de monede, 10 de monede, turnul, regele de monede, cavalerul de monede și 8 de spade. Iar cu stagnarea și cu 5 de monede ați fost părăsiți. Relația a rămas în stand-by, a fost sacrificată relația din niște motive, da? Dar motivele sunt creșterea voastră spirituală.
Ce vreau să spun, foarte posibil, în acea perioadă, ori înainte, ori în acea perioadă, ori imediat după, unul dintre voi să se fi, cu turnul între regele și regina de monede și zece de monede, să se fi despărțit. Și să vrea să construiască ceva, cavalerul de monede cu voi, dar să nu găsească soluții. Să nu găsească soluții pentru că vom vedea de ce. Vom vedea de ce. Haideți să clarificăm. Clarificăm spânzuratul. Poate veți avea vise, mare grijă, poate vă veți întâlni într-un vis pentru unii Magic Stream. Este și luna, și spânzuratul, da? Ori, voi să fiți în lumea voastră, înaltă, da? Și Hodorom Tron să vă întâlniți cu acest personaj sau să-i simțiți energia. Spânzuratul. Clarificăm spânzuratul odată. De două ori. Și apoi tai. Simt nevoia să fiu un pic mai donată. Tai. Și eu trei cărți. Okay. 8 de monede. Luna, iar luna. 3 de bute. Acest personaj va face un drum înspre voi. Ideea este că se va întâmpla la un drum, după o așteptare. Așteptarea aceasta a trei de bâte și spânzurată, după o lungă așteptare. Ori și-a făcut planuri, cum să vină înspre voi și în această perioadă v-a urmărit. Dar vedeți că poate sunteți voi cei care urmăriți, da? Și știți că... Dar, în fine, vedem. Vedeți și voi. Trei de bâte. La o călătorie. După o călătorie a voastră, a lor, trei de bâte nu sugerează călătorie lungă, dar poate să fie, variază de la om la om. Da. Dar mare grijă cu energia acestui personaj care vine. Care știți ce face, vă... Dacă sunteți suflete perechi, într-o formă sau alta, sau karmice. Dar să știți că nu toate sufletele perechi au cele mai, știți, da? Cele mai pozitive povești. Sufletele perechi se oglindesc, și cele karmice se oglindesc, anumite chestiuni. Dacă celălalt manifestă o energie negativă, o simțiți și mai devreme sau mai târziu o reflectați înspre ei. Vă provoacă, cu alte cuvinte, să reacționați uneori negativ. Despre această întâlnire foarte misterioasă cu spânzuratul. După o perioadă de tăcere în care probabil încercați să rupeți lanțurile karmice, da? Legătura karmică dintre voi. Unul are parte de iluminare, că spânzuratul are parte de iluminare, dar celălalt mă îndoiesc. Pentru că văd în continuare o energie toxică prin preajmă. Unul dintre voi se concentrează pe muncă, probabil că voi, sper, pe transformarea sa personală, pe manifestarea, că am văzut împărăteasă, manifestarea abundenței. Celălalt visează sau a visat până în momentul întâlnirii, a tot visat, a tot... Eu știu ce a făcut, meditat, nu prea, cred. În fine, a tot visat cum va fi întâlnirea, că trebuie să facă o călătorie, că trebuie să vină spre voi și a făcut planuri, s-a gândit ce are de lăsat în urmă, eu știu, alte aventuri, alte relații, ce are de lăsat și relație poate să fie și la locul de muncă. Ideea este că vine după o perioadă de așteptare.
creează confuzie cu luna și cu spânzuratul, această întâlnire creează confuzie. Poate nu întâmplător a stat separați, tocmai ca să își limpezească, să vă limpeziți și voi și ei, dar să vă limpeziți mintea, pentru că au fost niște neînțelegeri, dar am senzația că această întâlnire, cel puțin această primă întâlnire, rămâne de văzut următoarele, dar această primă întâlnire în continuare vine cu frici, cu confuzii, cu mister. Chiar dacă unul, cel puțin unul dintre voi, a tot visat această întâlnire. A tot sperat că se va manifesta o relație frumoasă între voi, patru de rute. Aceasta este energia lor. Dacă a fost tăcere, știu că sunteți suflete perechi. Știu că ați avut sau aveți, în anumite condiții, nu în orice condiții, potențial să fiți fericiți. Există un potențial, ei îl simt. Dar depinde foarte mult de alegerile voastre. În legătură cu această întâlnire, ce pot să spun? Acest personaj, dacă este bărbat, vrea să înceapă ceva nou, să vă arate cât este de pasional. Da, dacă vă impresionează, lăsați-vă impresionate, pentru că are și un diavol în spate. Nu doar pasional, este obsedant, obsesiv, eventual foarte gelos. Își dorește cu tot din adinsul, cu 5 de spade, să vă cucerească. Pentru că dacă a fost tăcere, înseamnă că nu v-a cucerit, da? Ceva s-a întâmplat. Își dorește cu tot din adinsul să vă cucerească. Pentru că, uitați, într-adevăr, deci chiar a stat și a visat. Este distanță între voi, este distanță. Dar 10 de bâte sugerează și faptul că în sine visarea, faptul că a fost parte dintre opțiuni, eventual o opțiune nemanifestată, neexperimentată, din vari motive, aceasta i-a consumat. Pasiunea în sine a consumat, fiind la distanță, visarea i-a consumat și nemanifestarea i-a consumat. Ceva de genul, probabil sunteți singura de pe lista cucerilor care nu a picat în plasă, eventual. Sper că nu picați în plasă. În ce sens? Dacă știți și voi că poate să fie ceva interesant, frumos între voi, dar în anumite condiții, adică fără aceste energii negative în preajmă, faptul că apare diavolul, faptul că apare 5 de spade, au fost jocuri, acest personaj a făcut jocuri mentale la un moment dat, nu degeaba ați intrat în tăcere, faptul că apare liliacul, leopardul de zăpadă, iar cu 15, iar ceva nu e regulă cu acest personaj. Și nu e suficient să vrea el să o ia de la zero și să vă cucerească doar pentru că simte atracție, simte pasiune, da? Știe că sunteți suflete perechi. Dar în felul în care se comportă, dar hai să mai vedem câteva cărți, reacția lor. Sau în felul în care s-a comportat până acum, nu a arătat foarte multe emoții, ci o natură mentală deschisă către aventurism. Hai să vedem, clarificăm o dată. Doi de cupe, de două ori. De trei ori. Da. Vrea să schimbe, să treacă, da? Știe că această întâlnire dintre voi, când v-ați fi întâlnit voi prima oară, a fost o întâlnire predestinată. Dar acum, probabil, vrea să iasă din această stare de visare și posibil să vă fie ales dintre opțiunile sale, să vă fie ales pe voi și să considere că acum este timpul, roata norocului, să se întâlnească cu voi. Pur și simplu, asta e hotărârea lor. Acum este timpul. Mai vedem. A trebuit să aleagă între voi și altcineva. Sau altceva. Poate să fie o direcție profesională. Doi de cupe. Regina de spade, puterea și patru de spade.
va încerca, reacția lor la această întâlnire sau felul în care vă vor aborda, va încerca să fie calm, să arate că e puternic, își va tempera, am zis, își va tempera chiar dacă intenția aceasta este să manifeste natura sa fizică, sexuală, erotică, cum o fi, chiar egotică, își va tempera ego-ul și va comunica. Poate că la început va comunica destul de calm. Va încerca să vă spună parte din realitatea în care trăiește, parte din adevărurile pe care le trăiește, nu înseamnă că toate, dar o regina de spade posibil să-și dorească să facă lumină în legătură cu această tăcere care a fost între voi. Pentru că a înțeles că sunteți puternici împreună, a înțeles că voi transformați, aveți o autoritate asupra lor. Dar, repet, nu-s convins că și se bucură de această autoritate intelectuală, emoțională, energetică pe care o aveți asupra lor. Ei în sinea lor sunt bucuroși când vă văd, sunt super bucuroși. Ar mai bea încă o bere și încă o bere și încă o bere, sau cum era aia cu încă una și mă duc. Mă duc la treburile mele, dar cât sunt în preajma voastră, se simt euforici. Însă există și conflicte. Există multe conflicte. De ce se simt ei așa? Mai ales dacă sunt figuri care vor să-și controleze gândurile și mai ales emoțiile. Pentru unii, posibil întâlnirea să fie la locul de muncă. N-am spus asta, pentru că văd că totuși se sugerează o colaborare, 3 de monede și 8 de monede. Să fie, dar n-am văzut valetul totuși, să fie la locul de muncă. Ori, o altă variantă, veți vedea, eu vă anunț acum dinainte, să încerce, să fi încercat să vă manifeste în secret, să manifeste, să scrie, știți ce înseamnă, da, să manifeste, să scrie, să-și facă lecțiile în secret în legătură cu această întâlnire. Cât timp a așteptat, a manifestat, da, e secretul lor cum a manifestat această întâlnire. Pentru că am senzația că voi nu le-ați mai dat prea multe în ultima vreme sau până atunci. Am zis, situația dintre voi a înghețat. Nu le-ați dat prea multe șanse. Clarifică și patru de bâte. Da, știm că posibil să fie căsătorit, dar să-și dorească și o relație frumoasă cu voi. Ok, clarificăm patru de bâte. O dată, de două ori, de trei ori. Simt, nu știu cum o să-l simt la celelalte etaleri. Da, vrea să comunice. Va fi destul de surprinzătoare, energie surprinzătoare, neprevăzută. Pentru că ei stau prin preajmă, într-un fel sau altul, măcar energetic, dar probabil că și dacă nu sunt în zona voastră de activitate, de trai, da? Vă urmăresc pe internet, se găsesc modalități, da? Când vrea cineva să vă urmărească, găsește variante. Eu nu le știu pentru că nu-mi bat capul să urmăresc pe nimeni. Niciodată n-am urmărit și nici nu-mi bat capul așa ceva. Deși poate că unor e bine. Dar sunt convinsă că sunt protejată și mai devreme sau mai târziu le așează Dumnezeu cum le consideră mai bine. Adevărul se va afla. Minciuna are picioare scurte în general. Patru de bâte, iau. Doi de spade. Cinci de spade. Diavolul. Vedeți? Carte frumoasă, dar clarificată de asemenea cărți. A blocat în trecut. Măi, se pare că au legătură, da? Au blocat în trecut potențialul dintre voi, suflete perechi sau flăcări gemene. Dar nu mai contează, știți, dacă sunteți flăcări gemene, dacă este în această energie, nu contează. Găsiți suflete perechi evoluate, cu care puteți să creați lucruri minunate. Pentru că atunci când știți că sunteți flăcări gemene și unul este evoluat, am zis, da? Și celălalt în această energie nu face decât să vă pierdeți din flacără. Dacă vă dați seama ce faceți, da?
Da. Prin tăcerea lor, prin strategiile lor, au blocat acest potențial. Au blocat, chiar dacă l-au știut. Acum vor să schimbe energia. Pentru că au rămas cu opțiunile și cu visurile. Acum, adică acum când se va întâmpla. Au blocat doi de spade pentru că au trebuit să aleagă între voi și altceva. Au făcut jocuri mentale, au fost toxici. Ce înseamnă? A, să simți atracție și să nu spui și să... Da? Sau să spui, să dai semnale mixte, chestii de genul ăsta. Sau să se facă, să se prefacă că nu interesează, doar ca să vă oblige pe voi să munciți în relație. Să exprimați voi cât mai mult, să vă dați voi din putere și ei să nu. Este foarte posibil să mai aflați, nu pentru toată lumea, că tot am văzut separare între soț și soție, să mai aflați că tocmai au blocat o căsnicie pentru că sunt energii toxice acolo. Dar vedeți că toxicul ăsta e molipsitor. Da, nu-i bine nici voi să stați în energii toxice, că e familie, că e job, că e iubire, da? Mare grijă. Deocamdată nu văd nimic care să sugereze vindecare. Da, sunt conștienți că sunt. Dar vor să creeze o colaborare, vor să vă uniți, dar dacă asta înseamnă să vă consume energia, mare grijă. Clarificăm cavalerul de cupe. Voi, în general, aici sunteți voi. Voi, în general, sunteți amabili. Cavalerul de cupe romantic. E amabil, dar hai să vedem reacția voastră. Ia să vedem. O dată. De două ori, de trei ori. Ca să clarificăm totuși cinci de monede ca și final. Șapte de monede, justiția și trei de cupe. Ați aștepta să se facă dreptate. Ați așteptat mult timp. Iar apare balanța sau justiția. Semne aveți și apă și pământ și aer și foc. Foc, foc și foc. Reacția noastră. Interesant. Da. Simt nevoia să clarific trei de cupe, pentru că văd totuși o dezamăgire din cauza faptului că nu s-a spus adevărul. Că a fost blocat adevărul. Clarificăm trei de cupe. Da, moartea și 8 de cupe. Interesant, da? Și 10 de bâte. Da, aici simțeam. Voi ați visat și voi, ați visat și voi că poate vine, că poate se va rezolva. Dar cu toată amabilitatea pe care o aveți și dorința de împăcare sau de rezolvare a lucrurilor, atât timp cât acest personaj vine în continuare căsătorit sau în contract sau cu alte trei persoane, da? Două, trei persoane, prin preajmă, în energie, vreau să zic, în energie, în aura sa, reacția voastră e să vă detașați, să puneți punct, da? Nu, eu nu mai vreau trei de cupe. Degeaba vii acum să te întâlnești cu mine. Și ce dacă suntem suflete perechi, cum am zis mai devreme? Și ce dacă? Atât timp cât mai ținut, mai lăsat să aștept, da? Pentru contractele tale și mai... Ți-ai petrecut timpul cu prietenii, cu petreceri, cu X, cu Y, da? Bucuria aceasta există că mă întâlnesc, că te văd. Dar atât timp cât sunt o a treia persoană în acest cuplu, vreau să pun capăt și să mă detașez. Am plâns din cauza faptului că
n-ai avut timp de mine, dar a trebuit să faci timp pentru familie, soț, job, da? Am plâns, am încercat să-ți ofer, cavalerul de cupe oferă, am încercat să-ți ofer, da? Iertare, una alta. Dar tu ai preferat ori să te ocupi doar de satisfacțiile personale, ori de prieteni, ori de băutură. Da? Și asta m-a consumat. Am simțit pentru tine. Am vrut 9 și cu 1 să fie 10, să fim două suflete perechi. Dar mă consumă să știu că sunt o a treia persoană, cel puțin, eventual, în viața ta. Ceva de genul ăsta se va discuta. Din acest motiv a apărut acest rechin, da? Mare grijă să nu creezi, da? Magic Stream, magie. Să nu creeze o iluzie în felul în care vine acest personaj. Cum va fi următoarea întâlnire? 5 de monede. Clarificăm 5 de monede. O dată. Și apoi tai de două ori. De trei ori. Iau, te fai tonul. Iar drum. Iar drum. Dar am senzația că îi blocați. Da? Pentru că aici la voi, la reacția voastră, le veți vorbi frumos, dar vă veți îndepărta. Eventual îi veți lăsa să se transforme treaba lor ce vor face în această însingurare. Dacă ei v-au părăsit, am senzația că voi îi veți părăsi acum. Da, faeton, vă veți duce către steaua voastră. Domnule, am altă dimensiune în care stau într-un spațiu sacru. Vreau să... 4 și cu 7, 11, da? Flăcările gemene, vreau să am o relație sacră, da? Nu influențată de conflicte, de jocuri mentale, de energie toxice, de diavol, de adicții, de dorința de a domina, de a controla. Hai să vedem 5 de monede. De-aia am și simțit așa în mine o... nu mă încântă foarte mult. Când am văzut doi de cupe, parcă a fost o mirare. Parcă a fost o... Bă, chiar așa? Ia uite, doi de bâtei, lăsați să aleagă. Asul de monede și nebunul. Ori o iei de la zero și manifesti ceva, mă vezi, într-adevăr, îmi vezi valoarea, vrei să manifesti ceva valoros și să echilibrezi 5 și 1, 6, să oferi cât am oferit și eu până acum, ori du-te, nene, pe calea ta. Ia uite, turnul. Turnul. Stai cu banii, cu soția, cu ce-o fi, cu aventurile tale, cu fuștii, fostele. Degeaba încerci să renaști cu mine, atât timp cât încă jonglezi. Nu. Interesantă e tare. De-aia apare și moartea aceasta, da? Aici am zis, este a 13-a carte din seria cărților de aer. E o transformare mentală a cuiva. Cineva trebuie să se transforme. Și are de-a face cu o forță. Nu sunteți, sunteți drăgălași. Aduceți binecuvântări în jur, da? Sunteți cei... Da, ei trebuie să-mi aduc aminte de o chestie. Ați sărutat atâtea broscuțe și tot broaște au rămas. Și vă întrebați, măi, da, câte broaște, vorba cuiva, mai trebuie să mai sărut ca să am parte de un prinț, de, mă, vedeți cărțile, de un prinț, de o prințesă. Între timp, altă broască? Nu, sorry. Ești o altă broască? Lasă-mă. Vino altfel. Vino altfel. Ți-am dat sărutarea, dacă ai rămas broască, să-ți fie de bine. Voi aduceți binecuvântări, dar le și protejați, dragii mei. Unii dintre voi știți că aveți o aură specială și că aduceți binecuvântări și sunteți și într-o perioadă de binecuvântări, că uitați, voi sunteți într-un Magic Stream, probabil unii deja intrați în 5D. Păi și cum faceți? Cum faceți? Da? Protejați feroce aceste binecuvântări. Binecuvântările
le împărtășim și le împărțim cu cei care le apreciază. Așadar, lasă-mă în pace deocamdată cu oferta ta, alege, fă-ți timp și alegi și prea mult timp nu ai. Prea mult timp nu ai. Și iau de la zero, dacă vrei, o iei de la zero și manifestăm ceva ca lumea, dar nu așa, în triunghiuri amoroase, trebuie decupe. Da? Sunteți precauți. Vorbiți frumos, dar corect, justițiar. De-aia apare și rechinul. De-aia apare și rechinul. Am zis, finalul este 5 de monede. Pentru că știți, dacă rămâneți în 3, păi tot acolo ajungeți. Și atunci ce preferați? Să vă părăsească e data viitoare, pentru că ei nu s-au detașat de trecut, de, eu știu, diavol, de jocurile pe care le fac. Deci aici, deci final oricum. Prima întâlnire oricum aduce 5 de monede. O rămâneți în triunghi, ori acceptați triunghiul amoros și vă vor părăsi pentru soție, pentru job, pentru eu știu ce mai o fi, că mai fost, da? Ori îi lăsați voi să aleagă. Posibil, foarte posibil, voi să alegeți un alt drum. Să nu mai așteptați. Să-i lăsați și să alegeți voi un alt drum. Dar variază de la om la om. Veți trăi și veți vedea. Dar ce este interesant, că această separare este susținută și de turn. Vă place, nu vă place? Detalii despre această... Am zis foarte multe. Este misterioasă, este lună, este spânzuratul. Încearcă acest personaj să creeze ceva nou. Probabil că în această perioadă... Hai să mai iau o carte referitor la această întâlnire. Dar pentru unii, repet, poate să fie și în vis. Această întâlnire. Ia uite. Există această căsătorie în secret. Nu neapărat că nu știți. Da. Și versus dragoste și îndrăgostiță și soare. Păi ori una, ori alta. Ori una, ori alta. Și acest personaj vrea să-și impună. Știi? Știi, draga mea ascultătoare, dragul meu ascultător, care a ales numărul 1? Pot să fie energiile inversate, vedeți și voi. Dar dragoste nu zic că nu e. Da, îndrăgostiți, 2 de cupe, 4 de bâte. Ia uite, soale, regina de cupe. Dar și țin foarte mult. Ia uite, țin foarte mult la voi. Într-adevăr, țin. Dar trebuie să aleagă între dragoste și bani. Sau statutul lor, ce-or fi, profesional, financiar, tradițional, de familie, da? Vedeți unde sunteți. Deocamdată cam așa au venit cărțile. Și de la prima vedere, da? Am vorbit de diavol și de un soi de pericol. Dar pe care, la care faceți față. La care faceți față. Da. V-a plăcut, nu v-a plăcut? Ăsta este mesajul. Haideți să trecem. Poate urmăriți și numărul 2. Ia să vedem. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Cei care ați ales numărul 2... Oare ce am văzut aici? Am văzut în timp ce am amestecat Marea Preoteasă și Justiția. Aici s-a oprit la judecată. Marea Preoteasă, secrete și justiția și dreptate și contracte. Poate unui căsătorit iar. Celălalt este... mai misterios, deschis către o lume spirituală, posibil. Dar se vrea împăcarea, interesant. Se vrea reciprocitate după o perioadă de stagnare. Cât o fi această perioadă de stagnare, lungă, scurtă, variază de la om la om.
să amestec cărțile mai încolo, deocamdată. Hai să vedem. Energia. Energia dintre voi. Nu, ia să iau mai întâi cei doi. Da. Energia celor doi. Energia celor doi. Unul dintre voi va fi așa, unul altfel. Hai să zicem, voi sunteți... Vedem. Nu mai zic unde sunteți. Va trebui să vă simțiți. Energia unuia, energia celuilalt. Energia lor, da? Grad de inocență, nu întâmplător ați ales albul. Există un grad de sinceritate. Exprimat sau neexprimat? Energia lor. Interesant, fluturele. Dar fluturele mă duce cu gândul la psihe, da? La suflet. Este o transformare. Personajul acesta a trecut prin transformare spirituală, emoțională, eu știu, de altă natură. Dar s-a transformat și dacă ar fi să, pentru că tot m-am gândit la psihe, știți că psihe în prezența lui Eros s-a transformat. E și o transformare a felului în care își vede energia erotică sexuală în relație cu voi. Energia voastră. Semn de aer. Da, a fost a doua carte de aer. Probabil tot așa a fost o tăcere. Interesant, au venit două. Apă și foc. Deci, și voi. Voi aveți autoritate. Voi vă conștientizați energia și o impuneți. Nu zic că ei n-or fi autoritari. Dar elefantul reprezintă pentru mine și nu doar pentru mine, și în carte, o energie susținută de energiile ancestorilor. În ce sens? Și care deblochează multe. Voi sunteți treziți. Probabil că acest personaj acum se trezește sau în perioada de tăcere, de ce o fi fost separare între voi, s-a trezit, se transformă. Dar voi sunteți de mai mult timp treziți. Și repet, aveți această putere de a trece prin blocaj, de a le sparge. Și puterea este și a voastră, dar este, repet, susținută și de străbunii voștri și de îngerii voștri protectori. În plus, față de acest personaj, într-adevăr, vă simțiți și voi foarte atrași de ei. Foarte atrași, octopus. Nu știu care dintre voi e mai atras, dar vă simțiți atras de ei. Vă doriți să-i... Să găsiți un mod inteligent și creativ de a vă manifesta această atracție fizică, sexuală. Emoțional există totuși în relația cu acest personaj o, nu aș spune negativitate, o tendință de a fi posesivi. Interesant, se va comunica, se va crea ceva, se va comunica chakra 5-a. Eventual voi vă veți tempera energia și veți observa sau sunteți sfătuiți să vă temperați energia. Cum va fi următoarea întâlnire dintre voi doi? Energia generală dintre voi. Sau întâlnirii neapărat dintre voi doi. Întâlnirii. Hai. Tarantula. Nu prea-mi place. Extraordinar, fluturele și tarantula. A fost o perioadă de tăcere, da? Iar în care a trebuit să învățați să vă folosiți intuiția.
poate că unul a practicat, eu știu, ritualuri de curățare, eventual de atracție sau de, da, ritualuri de curățare, ar spune. Dar dorința este, iar elefantul, interesant, ce zice. Da. Unul este conducător. Ori o să fie amândoi conducători. Dar văd, pentru mine această release, aceasta este pentru mine o energie sexuală, apropo de erotism, extrem de intensă, care trebuie descărcată. Dacă nu se poate prin întâlnirea dintre voi, ar fi trebuit descărcată prin ritualul de eliberare. Interesant, ritualul de eliberare, da. Între timp ați dezvoltat intuitiv, ați păstrat, ați simțit că mai e ceva între voi care vă ține, să zic, spate în spate. Și totuși puteți crea, dacă amândoi vă treziți spiritual, puteți crea ceva deosebit. Asta v-a spus intuiția în această perioadă de tăcere. Eu cred că amândoi v-ați transformat. Da, pentru că apar doi fluturi, cel puțin doi fluturi. Și poate și ceilalți din preajma voastră, dar nu mă interesează de ceilalți. Important este... sufletul. E o legătură sufletească foarte profundă, foarte profundă. Dar de ce apare tarantula? Conexiuni. Conexiuni. Tarantula susține acest octopus, o energie. Sunteți destul de posesivi și unul și celălalt. Cred că amândoi țineți foarte mult la această conexiune. Interesant că văd doi le zice mai păianjen. Da? Sunt două tarantule și una și cealaltă. Amândoi, am zis, semănați, măi, semănați. Țineți foarte mult această legătură. Conexiune. Probabil că ați păstrat conexiunea într-un mod energetic. Ce zicem aici în carte despre tarantula? Cât ar fi? 4? Nu, e 13. Poate numărul vostru, să vă spun numărul unuia. Unul dintre voi este guvernat de 13. Ori e data de naștere, ori e număr de la mașină, de la ceva, 13. Dar 13 înseamnă moarte. Asta e. Conexiunea asta trebuie transformată. Amândoi trebuie să vă transformați. Am vorbit de transformare chiar de la fluture. Asta. Ce spune aici la 13? De curiozitate. Conexiune. Interesant ce spune. Deci spune așa că este timpul să aduceți împreună, de-aia sunt două, să aduceți împreună aspecte disperate ale vieții voastre. Mamă, dar câtă vulnerabilitate trebuie să fie între voi doi. Totul are legătură, da? Conexiune. Everything is connected, da? Totul are legătură. Probabil că și unul și celălalt ați fost disperați, unul după celălalt, după această conexiune, într-un fel sau altul, ați trecut prin situații disperante, prin frici, prin drame și ar trebui să le împărtășiți. Este important să știi că niciodată nu ești singur. Chiar și în situațiile în care, da, probabil că v-ați simțit și de la distanță și în perioada de tăcere v-ați simțit stările,
De-aia v-ați transformat împreună. Și trebuie să știți în comunicarea care va urma, comunicare, da? Eul negru care va urma prin această întâlnire, că nu sunteți singuri. Adică că și unul și celălalt e alături. Da? Și voi sunteți alături față de ei și ei alături de voi. Magia pe care o poți face este aceea că împreună putem. Interesant. Interesant. Împreună puteți. Interesant ce mai simt. Dacă voi sunteți aici, iar 8, iar 8 ține de transformare, posibil acest elefant să fie energia din jurul vostru, din aura voastră. Aura voastră este protejată de alte energii mult mai puternice. Chiar dacă nu sunteți voi conducători, chiar dacă nu sunteți voi treziți spiritual și manifestați doar acest octopus. Este o obsesie sexuală, este și o posesivitate, dar nu uitați că sunteți protejați, eventual direcționați înspre lumina. Interesant că a venit coming apart, dar a venit pe orizontal. Ați fost separați. Ați fost separați, interesant, poate de alte persoane. Și cât timp ați fost separați, ați visat Field of Dreams. Coming apart. Mai dăm o carte, totuși. A venit pe orizontal. Intuziană, nu. Mamă, commitment. A venit două cărți. Da. Conexiune. Aer. Intuziană. În această separare a trebuit să vă explorați o zonă a subconștientului, a necunoscutului, unor periculoasă și dramatică, frici, da? Dar tot în această perioadă de separare, dar faptul că a venit invers înseamnă că veniți împreună, începe să vă apropiați, da? Întâlnirea respectivă vă va apropia, nu vă mai separă, vă apropie. Pentru că cât timp a stat separat și ați explorat această zonă a necunoscutului, ați înțeles că și unul și celălalt, ce frumos, sunteți stele. Într-un fel sau altul, nu musa este de cinema, sunteți stele. Și unul și celălalt aveți cheia, ce mesaj puternic, aveți cheia sufletului celuilalt și nu doar a sufletului, și a misiunii pe care o aveți. Și unul și celălalt. Îl poate susține și unul vă, da? Vă puteți susține în misiunea voastră. Separat, da? Și împreună. Împreună puteți să fiți foarte, sau deja sunteți, chiar dacă sunteți separați, deja sunteți angajați într-un mod necunoscut și subtil în această legătură. Repet, chiar dacă viața v-a separat, voi deja v-ați reîntâlnit. V-ați tot gândit, a fost telepatie, v-ați întâlnit fricile. Poate că v-ați transmis de la distanță că vă susțineți, dar rămâne de exprimat și verbal când vă veți întâlni. Poate și ce ați simțit cât ați fost separați. Măi, ce talare profundă. Dar îmi place că avem această carte foarte frumoasă, pozitivă. Trebuie să creați armonie, să creați echilibru. Într-adevăr, nu știți unde veți merge, dar conectați la intuiție și după ce împărtășiți experiențele pe care le-ați trăit, până să vă întâlniți, după ce v-ați întâlnit, după ce v-ați separat, aveți foarte multe de discutat. Chiar dacă nu știți unde veți merge, intuiți, intuzianăm, da? Intuiți că este ceva mai presus decât voi, este destinul. Am zis și unul și celălalt aveți cheia către sufletul său, interesant.
De-aia am simțit nevoia să zic, să adaug că poate elefantul nu este energia voastră sau a lor, ci este protecția unuia dintre voi. Unul dintre voi este foarte protejat și ghidat spiritual. Da? O să pun așa mai în sus. Vedeți cărțile? Unul dintre voi este protejat și ghidat. Și această separare a fost chiar o protecție pentru ori personajul cu mai multă apă, ca să-și înfrunte posesivitatea, atracția, să o trateze, să o vindece. Hai să vedem. Numărul 2. Cum va fi următoarea întâlnire? Uite că nu v-am dat prea multe detalii despre... În aceste cărți am prezentat mai mult natura întâlnirii, nu atât unde va fi. Posibil să fie la o terasă, posibil să fie la un carnaval, posibil pentru unii, nu pentru toată lumea, că poate nu toată lumea poate să meargă în spații publice, sau să fie într-un loc foarte, cu draperile acestea și terasa aceasta, foarte select, foarte luxos. Iar este un moment de întuneric, de seară sau de noapte, momentul în care o veți întâlni. Dar va fi lumină între voi doi și momentul în care vă atingeți, uite ce frumos, stele apar. Nu scântei musai, stele, lumină, globuri de energie. Vedeți că sunteți protejați, globuri de energie. Am avut o perioadă când făceam poze și tot timpul mi-apărau, nu era de la aparat, în anumite spații mi-apărau globuri de energie. Ha, nu s-a fost. Hai, energie. Despre, o dată, de două, despre întâlnire, de trei ori. Stai să o presucesc asta. Regina de bâte. Atracție este, creativitate este, sunteți pasionari și unul și altul. Despre întâlnire. Cum va fi, când va fi, unde va fi, când, nu știu. Regele de monede. Interesant, apropo de spațiul acesta luxos. A apărut un personaj. Probabil că figura masculină, da? Cel care este bărbat în acest cuplu, stă bine financiar, este stabil și poate să asigure confort, spații interioare confortabile, cel puțin confortabile, dacă nu chiar mai prețioase. Regele de monede. Apoi, doi, referitor la această întâlnire. În această întâlnire, bărbatul, în mod special, vrea să creeze ceva, vrea să arate că este stabil. Probabil că în asta constă transformarea lui. Vrea să arate că e un personaj pe care vă puteți baza. O să clarific. Hai să mai vedem ce apare. Da, soarele, simte... Ia uite, soarele și steaua, am zis că amândoi sunteți lumină. Sau începeți, într-o formă sau alta. Soarele poate să fie o energie care guvernează pământul, să zic, o stare de abundență, de bogăție, de reușite financiare, profesionale pe acest pământ. Celălalt e mai mult spiritual. Dar amândoi începe să fiți. Cel care n-a fost spiritual a început să fie. Așa simt. Odată. Două, reacția lor de trei ori. Marele preot. Interesant. Destul de tradițional, ia. Asul de spade, fain. Deocamdată e fain. Reacția lor, vor să comunice. Iar spade, posibil să fie aici. Vor să spună adevărul. Vor să fie logici, să fie transparenți. Interesant că ați ales o oarecum transparentă, translucidă, da? Și ce mai avem? Doi de monede și luna. Să echilibreze prin această cuvântare, prin acest început pe care o vrea manifestat, corect, vrea să fie corect, da? Să echilibreze o situație de mari confuzii, de blocaje, de frici prin care au trecut.
reacția voastră dată. De doi. De trei. Doi de cupe. Știți că sunteți. Știți, voi știți. Poate și ei știu. Doi de cupe înseamnă și dorința de colaborare, da? Trei de cupe. Deocamdată arată bucurie, dar vedem la clarificare că unul schimbă. Trei de cupe. Vă bucurați. Sau în momentul în care vă întâlniți, sunteți într-o stare, poate tocmai v-ați întâlnit cu niște prieteni, starea voastră. Posibil veniți de la o întâlnire cu prietenii. Nu musai vă bucurați, rămâne de văzut, dar starea voastră, posibil veniți de la o întâlnire cu prietenii, de la un eveniment, sunteți într-o stare faină. Da, ia uite, soarele și șase de cupe. Poate v-ați întâlnit cu niște copii, cu cineva din familie. Rezultatul acesta. Marea preoteasă. O pun deoparte. Mai, ce ai? Regina de monede. Înseamnă că nu mai trebuie să tai, o să clarific. Deci rezultatul acestei întâlniri, interesant. Marea preoteasă și regina de monede. Într-un mod misterios, nu știți cum. Pentru că asta este unknown, este ceva necunoscut. Dar și nici nu știți timpul. Marea preoteasă. Dar pentru că acest personaj vrea să manifeste prin această întâlnire ceva serios, ceva stabil, posibil într-un mod necunoscut, misterios, pe care nu-l puteți înțelege, viața vă va face, nu vreau să vă creați iluzii toți, partenerilor, mai devreme sau mai târziu, rămâne de... Nu rămâne, că nu vreau să explorez asta. Chiar dacă au fost dezamăgiri, dar v-ați vindecat steaua și trei de spade. Sau în momentul în care vă veți fi vindecat total, sau cât de cât, na, eu știu, 80, nu dau acum procentaje, de dezamăgire, pentru că ați suferit și unul și altul în această separare, încet, încet veți face pașii și, repet, într-un mod misterios, pentru că vă ajută. Măi, vă ajută cineva. Ganesha. Eu nu cred că mă ajută Ganesha, dar sunt convinsă că pe mine, de exemplu, sunt convinsă că mă ajută anumiți străbuni, anumiți îngeri. De asta știu sigur. Hai să și clarificăm. Clarifică ce vreau să zică. Valetul de spade. Se dorește comunicare. Ce să clarific? În fine. Deci clarificăm. Hai mă, lasă-mă. Și lumea. Să înceapă un nou capitol în care se comunică. Mă, dar nu mă mai lasă să tai. Vreau să vorbească. Vreau să vorbească odată. Mamă, șase. Gata, ce să mai tai? Că văd că mi le... Nu mai are răbdare. Valetul de spade, șase de spade și șase de monede. Dacă e un bărbat, acest bărbat vrea să vă protejeze, vrea să fie, vă fie alături, vrea să comunice aceste lucruri. A făcut o călătorie șase de spade ca să vină înspre voi să ofere reciprocitate. Împărăteasa și trei de monede vă vede, într-adevăr, ca pe un... vă vede mai sus decât e, chiar dacă îi stau bine cu banii. Chiar dacă îi stau bine cu banii sau profesional, da? Vă vede femeia divină. Împărăteasa este femeia divină, da? Pentru care sunt dispuși să lupte. Și cu care vor deocamdată să colaboreze ceva. Adică nu... Se pare o acordare de bun simț. Clarificăm asul de spade. Reacția lor odată. De două ori. De trei ori. Și apare 8 de monede. Vor să muncească în relație. Ia să vedem. Da, 3 de spade. Asta cred că ține de trecut. Cavalerul de bute. Și 8 de bute. Interesant. Ce simt eu acum? Eu așa simt. Simt că 3 de spade este... cum se spune, un heartbroken. Broken. Broken.
personaj atractiv care i-a plăcut, cred că ține mai mult de trecut. I-a plăcut să cucerească și știe că a frânt multe inimi. Dar am senzația că în această relație cu voi și-a frânt inima, într-un fel sau altul, abordarea aceasta superficială și, de-aia zis, eros și psihe, și strict erotică, i-a transformat. Suferința pe care v-a produs-o vouă, au simțit-o și ei. Am văzut că sunteți suflete perechi și opt de băte vor să mergeți mai departe, să treceți, da? Asul de monede, interesant. Regina de băte. Știu că au fost niște cavaleri în fața unei regine, cu alte cuvinte. Sunteți atractivă, sunteți puternică, aveți autoritate, aveți creativitate, am zis, nu mai știu, dar, da? Și vor să manifeste ceva serios. Regele de monede, regina de monede și asul de monede vor să vină, să vă pețească, nu știu dacă vă vor cere mâna. Nu vreau să vă creez iluzii, repet, dar vor să vă cucerească. Carte. Am pus. De-aia vi se zice să discutați și cum ați suferit, cât ați suferit și unul și celălalt. Soarele. Dar vor să facă soare, să aducă adevărul. S-au trezit eventual între timp, dar vor să se manifeste bucurie, succes. În spate au fost blocaje despre care n-a știut. Luna și blocajele. 8 de spade, 9 de bâte și luna. N-ați știut. A fost, da, în necunoscut. Voi n-ați știut de ce a fost separarea aceasta. Probabil că o să vă fac. Afară de abordarea lor din trecut, care i-a făcut și pe ei să sufere și să se transforme, sunt lucruri despre care n-ați știut și despre care vor să comunice. Interesant. Vor să fie corecți și serioși. Pentru că n-au fost până acum. Clarificăm 3 de cupe. Dacă știți că voi sunteți care ascultați, sunteți neserioși și inversați situația. Dar eu cred că cei care ascultă tarot, totuși, a trebuit să fie mai așa. O dată, de astea voastră. Ia uite. De două ori îndrăgostiții. De trei ori. Și voi să vă simțiți atrași față de ei. Am zis că și voi, e regele de băte. Și voi sunteți puternici. Și voi sunteți puternici. A fost tăcere, interesant. 0. 9 de cupe. Și 8 de monede, interesant. Unii dintre voi, pentru că sunteți îndrăgostiți de ei, chiar dacă a fost separare, chiar dacă a fost ce a fost, a fost, vă bucurați de întâlnire și cred că unii dintre voi veți dori să o luați de la 0 nebunul, 9 de cupe și 8 de monede. Veți dori să vă implicați și voi, pentru că vedeți că ei vor să vină serioși, da? Regele de monede, da? Să vă implicați și voi în această relație, pentru că vă aduce multă bucurie 9 de cupe. Vă face plăcere să munciți în acest nou început. Unii, nu toți. Dar după cum arată totuși regele de monede și regina de monede, pentru că unii dintre voi veți fi împreună, probabil că, da, trei de cupe și îndrăgostiți. Bucurie că vă întâlniți. Și ei sunt bucuroși. Asul de cupe și iaute, asul de cupe și eremitul. În toată această tăcere, dragostea a fost. 4 de băte, regina de cupe.
și regele de spade. V-ați așteptat unul pe celălalt. Patru de bâte. Eventual, regele de spade a înțeles, persoana aceasta rațională, dacă a fost cândva foarte rațională, a înțeles și și-a analizat și atracția, interesant, cu patru de spade și asul de cupe, de bâte, pardon, și a încercat să-și analizeze atracția fizică pe care o simte, energia pe care o simte în preajma voastră, și acest personaj a înțeles în această așteptare, în această tăcere, că simte foarte multe pentru voi, că sunteți într-adevăr niște suflete speciale și unul și celălalt și puteți să creați ceva stabil, patru de bâte, da? O casă bazată pe dragoste, autenticitate și atracție. Chiar dacă a fost tăcere. Da? Asta a înțeles. Ăsta e răspunsul pe care l-a căutat în toată această perioadă. Voi sau ei sau și unul și altul, că am impresia că vă oglindiți. Clarificăm. Marea preoteasă. Odată. De două ori. De trei ori. Nouă de spade. Și șapte de cupe. Deocamdată unii vă faceți griji sau v-ați făcut griji în secret sau nu știți, vă îngrijorați totuși cum va fi viitorul, da? Sunteți între griji și vise. În legătură cu viitorul acestei relații. Pentru că este foarte misterioasă. Regina de cupe. Patru de cupe și eremitul, interesant. Și după aceea mai dăm o carte după eremit. Șase de bâte. Și valetul de monede. Pentru că este un mister. Da, până veți ajunge să manifestați regina de monede, cine știe, mai facem niște etalări de tarot. Sau eu știu ce se mai întâmplă. Dar deocamdată nu știți, probabil că sunteți și foarte diferiți, nu știți, nu înțelegeți cum se poate manifesta ceva de viitor, chiar dacă vă doriți să fiți împreună, chiar dacă ei vor să fie alături de voi, chiar dacă e dragoste, vor să fie sinceri și să ofere, să exprime bucurie și să manifeste bucurie. Vă faceți grijă în legătură cu această dragoste. Probabil că unul dintre voi are tendința să fie mai emoțional, să plângă, s-ar putea să și plângeți după această etalare, după această întâlnire, pentru că apar patru de cupe. Unul dintre voi are o viață publică cu șase de bâte și probabil trebuie să plece, da? Și plecarea acestuia manifestă iar tăcere, o perioadă de tăcere. Și asta vă face să plângeți, pentru că voi știți că vă iubiți, dar ori unul, ori celălalt, ori amândoi, când ați zis că amândoi sunteți steluțe, aveți de manifestat ceva în public. Și din cauza aceasta nu știți când se va manifesta exact relația stabilă dintre voi, dar probabil că la un moment dat va fi, probabil, așa arată cărțile. Regele și regina de monede, dar e un mister. Nu se știe când. E un vol. Pentru că aveți multe alte lucruri de făcut în public. Aveți conexiuni. Alte conexiuni de care trebuie să vă ocupați. Dar, repet, întâlnirea dintre voi, această întâlnire foarte frumoasă, se va mai manifesta, dar alternativ cu momente de însingurare din cauza că cel puțin unul are o viață publică. Probabil. Dăm o carte pentru acest eremit. Da, Marea Preoteasă și eremitul, opoziția Pești-Fecioară. Misterii pe care trebuie să le înțelegeți. Aveți lucruri multe de înțeles. Cavalerul de spade și doi de bâte.
Există un impuls de a al unuia dintre voi. Și nu doar impuls, cred că este și, repet, locul de muncă, care îl cheamă într-un mod neprevăzut la distanță, să facă călătorii. Probabil unul dintre voi circulă în jurul globului sau eu știu ce alte lucruri creează. Pentru unii, și unul este mai static, să zic. Și aici va trebui să se găsească compromisul. Unul stă foarte mult în același loc, celălalt circulă. Chiar dacă aveți, v-am zis, sunteți stele, aveți lucruri, da, lucruri cu publicul, poți să-l faci și stând într-un loc, da? Nu trebuie să circul musai. Dar anumite joburi necesită călătorie. Pe de altă parte, cavalerul de spade va trebui să aleagă. Interesant ce mai simt. Acest personaj care a venit să vă, sau va veni să vă, să întâlnească cu voi, să spună adevărul, va fi forțat. Forțat? Nu, nu mă să-i forțat, să nu zic forțat. Să plece într-un alt loc ca să rezolve niște, să ia niște decizii. Să rezolve niște situații. Dar după această perioadă se va întoarce iar. Ideea este că eu simt că se dorește ceva serios, nu este o atitudine frufru. Pentru că, uitați, vor să manifeste, au trezire cu asul de spade și soarele, au trezire, vor să manifeste fericirea. Da, acest personaj, cavalerul de spade, dacă vă spune ceva, impulsiv de la natură, probabil cel cu care vă întâlniți a fost înainte sau cu alte personaje, este mai impulsiv. Cu voi vrea să fie serios. Are de încheiat, iau-te, doi de spade. De încheiat un ciclu. Încă n-a încheiat ciclu. Nu zic că veți aștepta mult sau puțin, nu știu asta, dar este un mister. Trebuie să aleagă între stea, destinul său, voi, regina de bâte, asul de monede, manifestarea acestei relații, v-am văzut mai devreme asul de monede, și încheierea unor cicluri dureroase, niște relații dureroase. Da. Da. Cum va fi, am zis. Pentru unii va fi întâlnire în natură, în parc, eventual, și voi vă duce într-un spațiu mai special sau, dimpotrivă, vă întâlniți într-un spațiu mai luxos, dar am senzația că personajul acesta deține niște spații mai frumoase, în fine, călduros, și apoi vă veți plimba. Cred că aveți multe. Acest personaj vrea foarte multe să discute cu voi. Și voi veți putea alege. Să o luați de la zero sau să vă vedeți de prietenii voștri și de bucurile voastre. Iar decizia este în partea voastră. Da. Sper că v-a fost de ajutor. Vreau să, din tot sufletul, să nu vă faceți iluzii când vă zic e posibil să rămâneți împreună, dar așa arăta cărțile. Este un mister. Rămâne de văzut în ce condiții veți fi voi împreună. E un munte de trecut. Greutăți și o transformare foarte mare.
Probabil că a fost foarte mult, v-ați transformat și în singurătate și în separare, dar mai sunt situații grele de experimentat. Dacă sunteți plăcuri gemene, dacă nu toți sunteți. Eu vă aduc aminte că toți vă considerați plăcuri gemene, dar vă mai aduc aminte, ce să vă mai aduc așa pe pământ. Nu toți sunteți, dar și dacă sunteți suflete perechi, probabil că aveți o poveste foarte intensă de trăit, de rezolvat o karmă care vine din alte vieți. Puteți să fiți iar împreună, dar după multe greutăți și cam atât. Sper că v-a plăcut, da? Hai să trecem la numărul 3. S-a prins și lumină? Se vede? În principiu se vede, hai că mă vine. Dragii mei, am uitat să vă zic că după această etalare voi face clătite. Nu știu ce legătură are cu voi, dar în timp ce am amestecat, s-a arătat politică. Poate unul dintre voi face politică, dar au fost niște minciuni între voi. Ce s-a ținut ascuns, nu știu. Atracția că ați luat piatră foarte caldă sau alte lucruri, dar cu această regină de cupe sau receptivitate, unul dintre voi a simțit că ceva e neregulă, că sunt niște minciunele și eventual a început să primească, să se vindece, să se transforme emoțional sub un ghidaj angelic. Poate a simțit că mai e o a treia persoană, ați avut vise, ați avut alte mesaje, da? În legătură cu o altă persoană, că trei de monede asta înseamnă, poate să fie și o altă persoană. Și ați început să vă vindecați. Interesant că apare patru de cupe, da? Bănuiesc că sunteți voi care încercați să vă vindecați o energie toxică, foarte întunecoasă, de un personaj foarte zgârcit, da? Care v-a obligat să faceți, v-a forțat. Dacă stați în preajma acestor personaje care se gândesc doar la bani, faceți prea multe compromisuri cu sufletul vostru și cu sănătatea voastră. Văd, e interesant, vedeți unde am oprit? La transformare, la moarte și renaștere. Ia uite, existență, ce am mai văzut, let go. Trebuie să lăsați, ca să manifestați ceva nou, trebuie să lăsați în urmă. Da, ia uite, atracția. Ați văzut unde am pus politica la atracție. Hai să vedem. Curățăm cărțile. Pentru numărul 3. Așa a ieșit această etalare. Data viitoare, când o să mai fac ceva legat de viitoarea întâlnire, o să-mi aleg niște cărți care să exprime alte aspecte ale acestei întâlniri. Ceva de genul ăsta mai aveți în trecut, puteți să le ascultați și pe acelea. Dar, deocamdată, în această etalare, se pare că așa a fost să fie, să investigăm mai mult energiile, reacțiile voastre. Nu musai locul sau alte chestiuni. Hai să vedem. Energia voastră. Evident că puteți să inversați, dar în principiu energia a lor. Curăscați-le pentru numărul 3. Energia lor. Energia lor. Cobra, foarte atrași fizic. Wow, periculos. Danger. Foarte atrași fizic. Sau poate sunteți voi? Energia voastră. Am zis voi, ei și voi, dar puteți să inversați. Cavalerul de foc. Cobra. Energia voastră. Energia voastră în această întâlnire. Nu vreți? Ok. Stea de mare, interesant. Voi sunteți steluțe. Probabil că i-ați atras cu energia voastră. Uf, la capătul setului de cărți, Tarantula. Acest personaj vă vinează, vă pândește. Probabil, foc. La fel de periculos ca și cobra, da?
din umbră. Voi v-ați schimbat energia, ați intrat dintr-o energie, ați ieșit dintr-o energie care nu vă reprezenta și v-ați creat, v-ați croșetat, să zic, așa îmi place să văd cartea aceasta, v-ați croșetat voi. Lumea voastră creativă, emoțională și spirituală, pentru că este stea. Probabil că luminați într-un fel sau altul și luminați emoțional, în mod special. Și probabil că ei v-au văzut și se simt atrași. Cobra, da? Cobra care se ridică. Opa! O steluță la orizont. Măi, da, ce steluță sexy! Ia să o mănânc. Da, v-ar sufoca. Opa, aveți grijă cu aceste cuvinte, dar așa vine, da, v-ar mișca și v-ar îmbrățișa atât de strâns încât să nu vă mai scape. E o notă și de posesivitate, interesant, nu doar de pasiune, dar și de posesivitate. Da? Ha! Interesant, au venit două cărți aici. Energia. 8 e o energie care se transformă. 1 dorește foarte mult libertatea. Posibil cu steaua și cu calul simt că sunteți voi în mod special care iubiți libertatea. Ați ieșit. Aici ce înseamnă? Freedom. Vreți să ieșiți într-o... Da, cu steaua vreți să ieșiți din 3-4D și să intrați în 5. Ce zice? Stabilitate. 8. Vreți să ieșiți dintr-o lume în care, poate chiar împreună, dar vedeți unde vă găsiți și voi. Dintr-o lume emoțională, foarte periculoasă, profundă, adâncă, vreți să vă găsiți stabilitatea și e iar și într-una și în cealaltă. Da? Este o schimbare de mediu. Aici apă și aer, apa e la suprafață, aveți o oarecare stabilitate în această călătorie, transformare, și iar este o schimbare dintr-un mediu într-altul. Mergeți înspre lumină. Dacă această întâlnire vă poate aduce stabilitate, rămâne de văzut. Poate. Dar deocamdată energia lor este foarte, foarte pasională, sexuală. A voastră este creativă, este conștientă de lumina, de direcția înspre care mergeți. Eventual sunteți ghidați, da, să vă găsiți libertatea și lumina. Dar chiar și în această libertate aveți nevoie de stabilitate, nu? Pentru că și aici stabilitatea se manifestă într-o călătorie, da? Într-o călătorie pe ape, pe emoții. Asta înseamnă că trebuie să vă controlați emoțiile negative și să stați așa un pic între minte și suflet ca să puteți să manifestați potențial. Reciprocitate, interesant, reciprocitate. Probabil energia masculină vrea să ofere reciprocitate, vrea să creeze ceva interesant, creația și tigru. Cărți. Ce mai simt? Cu această cobră, da? Și șarpele.
Personajul acesta, care, cu care vă veți întâlni, nu știu cine e acest personaj, da? Ce simt! Vrea să fiți o singură inimă în momentul în care veți fi împreună, doi șerpi, da? Să fiți împreună fizic. Cu alte cuvinte, vrea să ofere, să vă ofere fizic și emoție și pasiune, un soi de, da, să vă uniți unul cu celălalt. Aceasta este dorința lui, ambiția lui, da? Probabil că vrea să vă ofere stabilitate, o relație stabilă, emoțională, fizică, mentală, stabilă. Și totuși am senzația că unul dorește libertatea. Există totuși o notă de toxicitate aici, pe care o văd mai degrabă în cartea aceasta roșie, Wolverine, de gelozie, de pasiune, da? Vom vedea. Poate știți despre aceste lucruri, poate nu știți despre acest personaj, despre energia acestei întâlniri. Pentru unii va fi probabil pe lângă o apă, râu, ocean mare, poate sunteți pe la Constanța. Salutări la Constanța. Sau sunteți pe malul oceanului în Spania și faceți plajă. Ah, ce bine de voi! Da. Sau la intrare într-un spațiu. La intrare într-un spațiu, într-un parc care are un lac, cum este, cum mai zice, Cismigiu. Dau și exemple. La intrarea într-o clădire, dar clădire stil, de ca și când ar fi ceva oficial. Ceva oficial, sau chiar dacă nu este o clădire oficială, gen primărie, teatru, nu știu ce. Chiar dacă nu e o clădire oficială, probabil să fie o casă stil, o casă mai veche. Oricum sunteți, întâlnirea aceasta este la trecerea între două lumi, interesant, detalii. Fiți atenți la detalii. Țineți-vă echilibru. Întâlnirea aceasta vă va aduce vindecare unuia, celuilalt, unuia dintre voi, sau, da, unul vrea să vindece pe celălalt. Probabil că steaua. Dacă voi sunteți aici, vă vindecați eventual de ceva, sunteți în trecere între o situație mai neplăcută și vreți să vă găsiți vindecarea, să vă echilibrați și să vă vindecați. Și tocmai pentru că v-ați vindecat, puteți să-i vindecați și pe ei, să-i calmați, eventual să-i echilibrați. Pentru că acest personaj nu pare să fie chiar echilibrat. E un prădător care știe ceva, vă vânează, vă urmărește, vă observă. Ca și tarantula și cobra. Ia uite, din umbră. Uf! Și de ce vă observă? Pentru că simte că într-un fel sau altul sunteți suflete perechi, sunteți persoane. Ia uite, regina de cupe, într-un fel sau altul, nu, cavalerul. Aici tot apă, da? Ceva din voi se reflectă și în ei, chiar dacă, interesant, chiar dacă nu s-a manifestat, e doar reflexie. Se văd în voi, într-un fel sau altul. Le aduceți lumină. Fiți atenți la detalii. Poate că e o chestiune de tribunal, pentru că asta, sau de birou, sau de, știți? Că văd aici arată norocului, busolă. Fiți atenți la direcția pe care, interesant, fiți atenți la direcția pe care aveți, da, două posibilități. Rămâne de văzut ce alte cărți apar, da? Fiți în echilibru oricum la această întâlnire, pentru că aveți două direcții. Una care duce către echilibru emoțional și stabilitate și alta care vă oferă libertate. Wow! Nu vă dau niciun sfat, pentru că eu aș alege într-un fel, totul s-a prins lumina, voi știți ce ați alege. Sau poate nici acum nu știți, dar veți ști atunci. În sine, va trebui să faceți, să fiți foarte atenți la detalii,
Să aveți claritate, pentru că nu este ceva că nu e clar. Vedeți, este invers. Claritatea este invers. Da? Apropo de reflexie. Ceva nu e... Intensitate, s-a oprit la intensitate, similar cu cavalerul de foc. Atracție din partea acestui personaj. Probabil acesta vă va, pentru că stea nu face nimic. Își vede de libertatea sa, strălucește, vindecă, se vindecă, îi vindecă și pe alții. Probabil că acest personaj va veni într-un mod neașteptat. Bine. Vă va șopti. Aha, interesant. Vă va șopti. Din spate. Ce fiori. Draga mea, sunt aici. N-ai unde să fugi. Ai de ce să fii liberă, că-ți oferi o stabilitate. Doamne, odios! Nu știu pentru cine am... Ce am canalizat acum, dar bă! Eu iubesc calul. Vedeți că am și cal, da? Iubesc libertatea. Câtă stabilitate ar fi... Mamă, ce am canalizat aici. Fiți atenți! Să zic așa, starfish, let's start with the macfish. Da, macfish. Hai, despre întâlnire. Hai de la... Am de făcut clătite. Poate vă întâlniți la un restaurant, interesant. Sau acasă, da, o stabilitate. Deși nu e, că e neașteptat, nu e acasă. Să fie pe lângă. Vedem. Da. Honeybee, i-a fost doar de voi. Reciprocitate. Nu știu dacă știți acest personaj sau nu știți, dar, sau cât îl știți, vreau să zic, cât îl știți, dar dacă a fost ceva de... Vrea să reciprocitate, ceva s-a întâmplat între voi, eu știu ce. Inima lor a fost transformată. Gata. Da, interesant. Sper că nu vă întâlniți pe la spital așteptând pe cineva. Dar poate să fie. Încet și sigur. Încet și sigur. Poate să fie iar într-un parc, am mai zis, da? Okay. Despre această întâlnire, odată, de două ori, de două ori, de trei ori. Interesant, apare 10 de monede, dar aici este We Are The World. Probabil vin dintr-o parte a lumii sau încheie un ciclu. Ori poate voi ca și stele lucrați pe internet și vă observa pe internet sau da, și vor să vină de la distanță înspre voi. Ia să vedem. Două posibilități, interesant, da. Aveți pus două posibilități, exact ce am zis mai devreme. Această întâlnire, dar trebuie să aveți o viziune. Claritate, ia uite, detalii, claritate. Trebuie să fiți în energia aceasta a vulturului. Fiți atenți. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Interesant că e o carte de foc și aici apare foc, da? Și ei au, dar nu ne interesează despre ei. Ne interesează despre voi. Aveți două posibilități, trebuie să le vedeți. Da? Libertate sau stabilitate? 8 înseamnă pentru mine... 4 și cu 3, 7. Casa 7 și 8, a contractelor, a... Nu știu. Da. Vă oferă da, această întâlnire vă va pune să alegeți. Poate și pe ei. Între 10 de monede, ori carieră, familie și 4 de bâte, da? O relație stabilă în care va trebui să participați. Reciproc, egal. Și va trebui să faceți comparație între
proiecțiile pe care le-ați trăit, proiecțiile pe care le-a manifestat, dacă știți acest personaj pe care le-a manifestat acest personaj, fiți atenți la detalii. Apare într-un fel 11 sine de justiție. Fiți atenți cât de coreți vin. Energia lor, o dată, de două ori, de trei ori. Energia lor. Fiți vulturi, cum am zis, blânzi, ca, cum era, ca porumbeii. Și vicleni ca șerpi, ca vulturii, băi, folosiți-vă, mai ales că aveți de-a face cu o cobră, da? Dacă voi sunteți aici, sper că nu vă dau un vileag, eu știu ce, dar... Energia lor integrare. Vor să fie o singură ființă cu voi, măi, da? O singură ființă, trup, minte... Ce mai era? Suflet. Vor să integreze o experiență a trecutului, ceva, pentru că și ei și voi veți fi puși să alegeți. Aici doi, da? Într-un fel doi înseamnă tot, da? Unul și cu unul tot doi ține, da? Fiți în echilibru. Integrare. Adică, cu alte cuvinte, vor să fie, probabil că își vor tempera, rămâne de văzut, pentru că apare totuși cobra. Poate să fie energia lor interioară, dar în exterior să încerce să se tempereze, rămâne de văzut. Vom vedea, da? Da, vor să facă un compromis, să se împace cu voi, probabil acest personaj vrea să se împace. Să închidă un ciclu, interesant, că văd aici șarpele. Să închidă un ciclu, a apărut și aici un soi de ciclu. Poate că ei au închis un ciclu cu cineva profesional, familial, da? Și încearcă să ofere un început. N-a apărut niciun azi deocamdată, dar vă oferă două posibilități. Sau poate voi, rămâne de văzut care e mai autoritar. Vedem. Ia. Energia voastră. O dată. De două ori. Sunt multe. Dar am văzut iar lumea. Iar ceva se... De trei ori. Ceva s-a încheiat între voi, un capitol. Da, unul din voi vreți să ieșiți din colivie. Interesant că apare libertatea, da? Vreți să ieșiți din colivie, măi. Să nu fie o chestiune de tribunal pentru unii dintre voi. Pentru că totuși cobra, chiar dacă are energie sexuală, poate să fie și foarte iute la vorbă, la... Vedem. Eu am zis că, iau-te, doi de spade, iar doi de bâte, doi de spade. Voi sunteți în această energie. Ce fac? Ce aleg? Mai stau cu acest personaj, transform relația și încerc să creez stabilitate sau îmi văd de libertatea mea? Da? Doi de bâte, doi de spade. Posibil că a fost și un blocaj între voi. Ce facem? Stăm blocați așa între cele două energii... Da, terestre, sau zburăm amândoi în libertate. Ori suntem un cuplu liber, ori suntem fiecare cu libertatea lui. Interesant, creatorul și îndrăgostiții. Da. Unul dintre voi, aici apăru la voi. Dacă voi ați fost jucăuși, trebuie în această relație, acest personaj probabil vă va pune să alegeți. Ori ești creatorul vieții tale, al noastre, al acestei relații, pentru că putem să creăm ceva, putem să creăm. Eu am această dorință sau... Da? Iar, vedeți, iar unul are putere de creație, celălalt este mai aventuros și mai extremist, mai gen cavalerul de bâte, da? Vedeți unde sunteți, totuși. Și iar apar deciziile la voi, îndrăgostiții. Rețineți ideea că poate eu o uit, deci voi va trebui să alegeți și voi. Acest personaj vrea să integreze, dar în același timp există și dorință de integrare, de reciprocitate, dar sunt și niște tendințe care vă separă, pentru că asta înseamnă deciziile, la separări.
de spații de experiențe. Există cineva care, bănuiesc aici, în această, da, în această poziție, care sunteți voi sau ei, da? Trebuie să alegeți ori între o aventură, un aventurier și acest personaj, ori un stil al vostru libertin, deși libertatea nu înseamnă libertinaj, dar poate că unii au înțeles această libertate ca libertinaj, da? Și o energie fixă creatoare. Cobra nu-i jucăușă, nu mi se pare jucăușă. Cobra mi se pare foarte stabilă. Da. Energia acestei, o să clarific, întâlniri. Sau mai nu, energia finalului acestei întâlniri. Aceste întâlniri nu înseamnă relații, e o întâlnire. O dată, de două ori, de trei ori. Voi pareți că vreți să vă vindecați. Poate voi le spuneți. Ori ești, îți, da, menții această tendință, da, de cuceritor sau prădător sexual, să zic. Ori ești stabil. Ca să mă pot vindeca. Nu mai știu cum te-a cărțile, dar nu mai contează. Trei de, interesant, trei de monede. E cam neutră, cam neutru. Ar putea să fie o colaborare, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut. La capătul setului de cărți trebuie să încheiați un capitol. Da? De însingurare, de tăcere, de indecizii. Ia uite, doi de monede și îndrăgostiții, da? Să lăsați în urmă trecutul. Hai să vedem. Clarificăm. Doi de bâte. Această întâlnire. Poate vă întâlniți la munte unii dintre voi? Mă, dar seamănă aceea... Dacă sunteți în America, ce frumos ar fi prin canion. Exagerez, nu știu. Sau poate nu exagera. Sunt niște munți roșii. Poate... A, l-a pus de soare. O dată, de două ori, de trei ori. Iar participarea a apărut și mai devreme, din câte mi-aduc aminte, curaj și vis. Aici, asta, aveți posibilitatea. Aveți două posibilități, sau să zic, o posibilitate sau două. Să rămâneți prieteni online sau fiecare să-și vadă cu ciclurile sale, de reușitele sale, de ce-o fi, financiare, profesionale, familiare. Sau să manifestați, să participați cu curaj în manifestarea acestui vis. Este un vis. Care a visat mai mult la celălalt? Voi știți, sau poate nici voi nu știți, dacă voi cunoașteți pe oamenii ăștia cât de cât ce ați visat la ei, poate că și ei au visat la voi. N-aveți de unde să știți. Oricum, ideea este că împreună sunteți puternici. Unul e mai puternic decât celălalt, o floare mai mare și una mai mică, dar împreună sunteți puternici. Vă protejați. Și separat ați arătat că puteți să ieșiți pe cont propriu.